Săptămâna aceasta a avut loc la UVT evenimentul Big Data 2018. Au fost discutate cele mai importante subiecte din domeniul IT și mediul de afaceri. La dezbatere au participat specialiști din 30 de țări. Universitatea de Vest, în parteneriat cu Universitatea Rovira i Virgili din Spania, a găzduit săptămâna aceasta Școala Internațională de Iarnă Big Data, ajuns la a patra ediție. Specialiști din 30 de țări au dezbătut subiecte dintr-un spectru larg de cercetări și inovații industriale, alături de descoperiri din lumea științei, medicinei sau ingineriei. Speakerii cei mai de seamă au fost Bing Liu, profesor la Universitatea din Illinois, și Jeffrey Ullman de la Universitatea din Stanford. Big Data este o tehnologie relativ nouă, este vorba de acele date care nu pot fi înmagazinate într-un singur calculator. Vorbim de niște caracteristici speciale, cum sunt volumul foarte mare, viteza cu care sunt achiziționate aceste date și, de asemenea, variabilitatea, sursele diferite. Sursele acestor date sunt din domenii variate, de la social media, de la mediile sociale, până la biologie sau datele care sunt din satelit. Astfel încât cei care sunt astăzi în săli pentru a fi antrenați să învețe aceste tehnici și manipularea a datelor, sunt specialiști din diverse domenii. Majoritatea sunt din specialiști în informatică, dar avem și bioinformaticieni, de exemplu, sau geografi, sau asemenea direcții care sunt interesate de tematică. Care au fost cele mai importante discuții din acest an? În această școală am avut ocazia să invităm profesori din Statele Unite, din Italia, din Grecia, și am avut un nume foarte mare prezent aici, domnul profesor Ullman de la Stanford și domnul profesor Liu de la Illinois, din Chicago, și care au, bineînțeles, atras comunitatea cu întrebări diverse legate în special de datele, bazele de date și prelucrarea acestora. Ați spus de comunitate. Care a fost numărul participanților? Numărul celor înscriși, studenți, dar și post-doctoranți sau cadre didactice, a depășit 190. Și din câte țări au participat? Am avut fericirea să vină din 30 de țări, din toate continentele, din Asia, Europa, America, Africa, Australia.